Mamă, 3800! Mi s-a blocat într-o intersecție, caput, pur și simplu. Nu știu, pe scopac, de mai spunea pe TikTok. Și nu vreau să mă bag, adică am 21 de ani. Salutare tuturor, astăzi facem un nou vlog cu Alex și mașina lui, un super BMW X4 M Competition facelift. Cum te-ai decis să-ți iei X4 M Competition? De ce X4 M Competition? Asta e prima întrebare pe care o pun mereu în vlog-ul. Băi, o întrebare bună, sincer, niciodată nu mi-a trecut prin cap. Dacă mă întreabă cineva de ce? Băi, e ca un vis, știi, toată lumea vrea să aibă un M, un RS, un AMG. E orice sport, mai ales când e tânăr. Mai ales când vine vorba de mașini, sport între, aș putea spune, la nivelul de supercaruri și astea. În familie am avut doar SUV-uri, except în anumite mașini pe care am avut în trecut eu personal. Adică ce mașini mi-ai avut? Inițial, două săptămâni am condus X5-ul taică-miu, ca să o luam așa. Corect, dar așa pleacă toată lumea. Mașina da, cum plecam din curte, mă sună maică-mea. Adu mașina cu acea, înapoi, nu, nu-i voie. Na, grijă de mamă, îți dai seama. Evident. După mi-am luat un Gol, 7.5, 1.5 turbo. Țeavă goală cu soft de popcorn. Când dădea în sus. Da. O să punem pe ecran, deci o să vedeți imediat videoclipul cu Golful. Și mă oprea toată lumea. Mișto aerul, mișto, trage pe drag, vreau să-l văd. 1.5. Și zic, băi, 1.5, nu te cred. Nu zici, capota, poftă, mi-e 1.5, ce vrei? După am avut un i3. Wow, adică te-ai schimbat în toate direcțiile cu mașini. Inițial vreau să am și Golful și i3-ul. Dar în perioada aia eram la facultate. Și am zis, băi, n-am nevoie de o mașină de benzină motorină. Și nu prea le aveam cu plug-in hibrid și astea. E ceva daily, să consume puțin. Da, și i3. Foarte controversală mașina. Știu că aia nu poți să deschizi portiera din spate, dacă nu deschizi portiera din față, aia, trebuie să explici la pasager, dacă știu că ceva să vezi așa o discuție dacă vrei. Da, ți-ai pus foarte mișto. Da, ca să avem o discuție față în față, să uităm în ochi. Am prea multă încredere mașina asta. Nu, e un pic mult. Băi, mi-a plăcut foarte mult i3, mi-aș mai lua unul. E fan în dragi mașinuța. Da, ți-am zis. Îți place, nu-ți place. Da, vrei, nu vrei. Într-adevăr, e o mașină controversată, exact ce ai spus tu. Da, confortabil. Adică eu recomand ca o mașină așa să ai. E bună și pentru o femeie, să-ți aduci aminte. E bună ca mașină doar de oraș, una pentru ce mai puțin la drum lung. Dacă ai mai multe mașini, ți-ai unui 3, e mașina pe care efectiv o uiți în garaj. Păi că și întoarce lumea capul după aia dacă e să mă întreb. Că e ceva inedit, așa, chiar că mașina are ceva, ne-ai cred că 10 ani acum de când a apărut. Are un aspect în continuare destul de... Ca i8-ul. Exact, ca i8-ul, da. Bine, de fapt e acolo. Da, bine, ca să, dacă vrei să-ți povestesc de ce am dat și Golful și asta, ca să zic fiecare mașină pe care am avut-o poveștile, că sunt fan. Golful am dat pentru că am crezut că avea consumul mare. Consum mare 8.5, mă înfingeam în mașina aia, că ești începător, îi dai fan așa, pops and bangs and shit, îți dai seama. Și am dat-o din cauza asta. Bine, ți-am zis, inițial am vrut să am și i3-ul. I3-ul l-am dat că mi s-a blocat într-o intersecție, caput, pur și simplu. Am urcat platformă. Și eram fan BMW, că nu se strică ce. O să-ți dau videoclipul cum am urcat platformă. Jumătate din mașină în afara platformei. Gen, cauciucul din spate, cam atâta erau platformă. M-am coborât-o la BMW, o pornit. E dă-mă masă. După două ore de stat în frig și videoclipul și înjurături, dar în fine. Următoarea mașină fiind, da, ca să dai seama, tot prostia mea, că mi-a dat altă electrică, un EQA. Ai zis, băi, nu-i bun BMW, hai să luăm de la Mercedes, tot să da. Consume puțin, să fie ieftin. Mașina nouță, frumoasă. Mai știi, dai seama, când te urci într-un Mercedes, display-ul, lumina ambientală, te fură. Te fură chestiile alea cu, mi se pare că și chitițele astea. Iluminarea ambientală, da, pe culori pe astea. Imediat, da. Păi. Și e foarte bună, am mers cu ea până la Chilibi, caz, adică, bine, stăteam vorba aia cu morcovul în cur, că dacă rămân... AC-ul mai ușor, mergeai cu cineva, e cam cald aici, nu e ok, mi-e place temperatura. Dezactivam AC-ul, că am mers vara, dezactivam AC-ul. Până nu mai puteam transpirație, îmi zicea iubitul meu, pornește AC-ul acum. Porneam 5 secunde, făcea răcoare, închideam, mă uitam la range. Consumă enorm, deci sincer, AC-ul consumă extrem de mult. E ca să înțelegi, am văzut, de exemplu, la mașini electrice, dacă te oprești de tot, poți să vezi consumul instant, înțelegi? Îți arată consumul instant pe oră. Da, kilowatt. Exact, kilowatt. Și dacă nu ai AC-ul pornit, vă zicem la, nu mai știu la ce mașină, electrică, mi se pare din gama BMW, avea undeva 1.5-2 kWh, toți consumatorii pe care avea mașina când stătea pe loc. Și când activa AC-ul, trecea de 4, deci mai mult de dublu. Tu dai seama, 4 kWh pe oră, conduci 5 ore, sunt 20 kWh numai pe AC. Dar tu ai observat chestia asta nouă la Mercedes-urile noi electrice, butonul ăla de Eco, Pro, nu știu de care, da. Dezactivează tot. Mi se pare un bullshit, că tu dacă dai pe un EQS Maybach, vorba aia, călău de bani. Trebuie să apeși butonul ăla, că nu mai ai baterie și exact, ești așa... E penibil un pic din perspectiva asta, de asta mie în continuare, varianta optimă dacă vrei să folosești o mașină și în oraș și în afară, e să-ți cumperi clar plug-in. Dacă ai buget să-ți cumperi mai mult pe mașină, da, cumperi una electrică de folosit în oraș și una pe benzină sau pe motor termic la drum lung. Da, trebuie să-ți permite bugetul și evident trebuie să și vrei să ai două mașini, că e mai multă bătaie de cap, două la serviciu, pe una și pe cealaltă. Și nu ți-a plăcut concret la EQ? A început să trosnească. Nu, EQ a fost perfect, perfect toate punctele de vedere. Așa, ai zis
gata, mi-ai extins alegerea. Mașina, da, mașina favorita a iubitei mele. Dar m-am plictisit în sensul că nu avea personalitate. Electric, nu prea puteam să fac drumuri. Adică na, e EQA. Fan mașină, ți-o recomand și pe asta. Adică nu zic nu, da. Să nu fugiți de ea. Dacă vreți o mașină ca începător, eu recomand 90 de cai, 4x4, bine, mai mult 4, da, ideea. Deci fii atent, mi-am luat următoarea mașină. Am mers la o rechimare pentru EQA, pentru lichidul de răcire al bateriei. Și fix în ziua aia, coborât de platformă, două geleauri AMG 35. Unul gris satin frumos, dar nu avea pachetul ăsta aerodinamic. Bă, instant, deci eu negociat, ai zis, gata, nu am cumpărat ca și X4-ul ăsta. E a doua mașină pe care o cumpăr fără să fac test drive, pur și simplu. Dar a fost fan mașinuța, foarte fan. 35 de efect. Da, 306, 310, depinde. Aia se bate de fapt cu Golf Air, bate cu Cupra Formentor VZ simplu. Golf 8R-ul cam bate, adică... Geleaul bate pe Golf 8R-ul. Invers. Da, bine că e mai ușor, geleaul și SUV-ul, cred că mai mult se bate cu Cupra. Cu VZ-ul de 2 litri, 310 cai. Dar oricum se mai bate, cred că, cu ce înseamnă X2, M35 sau M45, nici nu mai știu care e acum. Acolo te băteai cu mașina. A, combinația aia de mașină urâtă, din cauza ei nu mai faci X4. Bun, și cât timp ai avut geleaua? Un an, fiecare mașină pe care... Care deci, până câte un an? Foarte mișto chestia asta. Chiar mi se pare optim să-ți iei o mașină un an. Da, dar nu un leasing. Nu, cash. Cât mai mult cash, da. Că în leasing pierzi extraordinar de mulți bani. Așa este, dar tu nu-ți dai seama că ai impresia că nu pierzi bani. Da, da. Plătești un an. Dai buyback și astea. Strângi niște bani, ia-ți mașina cash și tu poți să-ți dai seama că de fapt pierzi mai puțin bani decât pierdeai cu leasing-urile alea. M-am mai auzit, de exemplu, nu știu, Pescobar, de mai spunea pe TikTok. Și nu vreau să mă bag, adică am 21 de ani, știi, nu pot să comentez eu acum pe cineva care și-a făcut mulți bani pe propria piele, știi? Că domne, că eu iau mașina leasing ca să nu-mi blochez bani, nu vreau să blochez banii, cu banii aia fac alți bani. Băi, nu știu cum faci el dacă îți cumperi o mașină de 300.000, nu știu cum te-ți dai în avans. Nu știu, cu 200.000, nu știu cum faci tu din 200.000 să câștigi lunar să plătești rata la leasing. Eu, asta e o porcărie mare, tare. Adică eu nu înțeleg în ce poți să investești 200.000 de euro să produci banii să-ți ducă leasingul de 300.000. De 200.000 de euro, sigur nu ți-e apartament care să-ți facă chiria să-ți ducă, nu știu, niciodată. Adică nu prea se pupă, dar oricum pot înțelege cumva și gândirea aia, eu cred că depinde și de business-ul pe care îl ai și din ce faci tu banii. De ce ai renunțat la GLA? Ce nu ți-a plăcut până la urmă? Ai spus că de EQA ai fost mulțumit, GLA-ul ți-a părut interesant și te-a făcut să fii BMW. Am mai avut o mașină înainte de BMW. Ok, mai avut o mașină de BMW. Bun, deci nu a fost. Mi s-a părut la un moment dat mică, adică mergeam la munte, mergeam undeva. Oamenii în spate nu stau bine, loc de bagaje, ioc. Eu am 1.75 și Bita are 1.82, în dreapta, știi, Passenger Princess trebuie să fie cel mai confortabil, adică da, pana mea. Și ai schimbat GLA-ul pe? Un GLC 2024 300E. Adică ultimul model de GLC. Ultimul model, da. 300E, un plug-in hybrid, adică. Da. 2.0 benzină, plug-in hibrid. Aveam vreo 100 de km autonomie, să știi pe ea. Regret că am dat-o, dar din nou, nu avea cel ceva. Paranteză, încă aveam GLA-ul ca idee. Ce aveai GLC și GLA. Da. Și am zis, vorbeam cu tehnic și am zis, băi, dacă tot încă sunt în perioada asta de adult tânăr, hai să-mi iau ceva sportiv. Și am vrut să-mi iau un X4, mie mi-a plăcut de mult X4 și mai mult decât GLC cu P. Da, e mai frumos. Pentru că e și mai nou, ce puțin, facelift-ul ăsta. Acum a apărut GLC cu P nou, ăsta de avutul. Da, da. Și ăsta e frumos, e frumos și el, dar parcă interiorul mi se pare un pic cheap. Foarte cheap. Da, cheap, chiar acum a fost în Scoția în vacanță. Ca paranteză și m-am încheiat un GLC. Foarte mișto mașina, te fură cu ambientale. Da, trosnește, știi? Adică, uite cât de închecat e asta. L-am avut în perioada asta când de iarnă, așa, ianuarie. Recent doar l-am avut. Mi s-a blocat tableta. Bateria al plug-in hibrid, bineînțeles, când e electric și asta, când e foarte frig apare calci. Plastic peste plastic și aveam sistemul ce e pe el Formaster. Da. Surround, nu știu de care. Mașina era full echipată. Da. Băi, se auzea prost. Prost. Foarte. Și eu țin la sistemul de sunet. Am încărcat unul de sunet foarte bine. Da, chiar se aude corect. Un sistem de sunet super corect. Poate Big Bass un pic prea domol. Și ai hotărât să iei X4-ul ăsta. Și apoi am luat X4. Deci, inițial am condus un M40D diesel, dar n-am vrut diesel deloc. Aveam mai multe variante, aveam variante a doua zi să mi iau diesel. N-am vrut, că diesel, nu vreau să folosesc mașina sau tractorul. Asta e opinia mea, adică, băi, diesel economic, e foarte ok, pe drum lung și astea. Da, bravo, da. Am vorbit cu niște băieți de la Autobi, am dat mașina mea buyback și am stat cam o lună de zile, cam așa, în consultanță cu ei, consultanță gratuită, adică tipul, foarte, foarte, de treabă și foarte, are foarte multă răbdare. Mi-a dat, cred că, la vreo 14 bucăți de X4, toate culorile și am zis 2022 în sus, culori, dotări, chestii și până la urmă am luat-o pe asta. Câți bani ai dat pe ea? Zic cele 3 prețuri, așa zic că toată lumea. 3 prețuri, ok, bun. 113.000 de nouă. Ok, preț de listă 113.000. 85 când am cumpărat-o eu și practic, teoretic, am dat la buyback geleau plus încă vreo 30. 5 pe acolo. O meritat, clar a meritat, adică e altceva, e cu totul alt nivel de mașină. După știi vorba aia că din la Câmpuț? Aici e din Puțul la Câmpuț. Adică... Tare asta. Mi-e dor de GLC din cauza că era confortabil. Bun, dar nu cred că ți-e atât de dor, oricum pe asta. Nu știu cum e, mama la copii și pofta inimii, gen. Avem un X4M Competition, adică motor de 3 litri, S58, 510 cai, 650 de Nm, viteză maximă, cred că poți să o scoți până la 305, nu? Da,
dacă ai scos limitarea până la 35 sau până la 280. N-am dat-o în top speed, să zicem. Monomalia e limitată la 260, așa se emoile. Și cu pachetul ăla M-Driver trebuie să faci un curs la ei și nu știu ce scot până la 305 la oră, mi se pare. Asta știu că e la sedanuri, la SUV-uri s-ar putea să fie un pic mai jos. Și 0-100 cred că sub 4 secunde la asta, nu? 3-8, cam așa știu. 3-8, acum depinde, ți-am zis. Asfalt, cauciucuri, greutate. Bine, clar, dar eu spun ce zice BMW acum. Păi clar, o mașină mișto. E o mașină mișto, e facelift-ul și arată foarte, foarte bine. Tableta asta, adică bordul de fapt, l-am și pe M5. Doar că M5-ul meu e o corcitor, interior de facelift, exterior de non-facelift. Și, de exemplu, la mine modurile sunt cum era la M-urile vechi. Am motorul, 3 butoane, suspensia, 3 butoane, direcția, 3 butoane. Aici văd că ai direct setup, adică dai în setup și te joci. Da, am 3 butoane la transmisie doar. Și la transmisie alea 3 butoane am și eu. Dar, în schimb, ai chestia asta, bordul ăsta care se modifică, la mine mereu rămâne în varianta asta de road. Eu nu mai am varianta asta la M5. Apropo, acum sunt foarte mulțumit de M-urile astea, spun că ce hotărât e foarte, foarte tare. Știi ce scurios? În schimb, să te întreb, ce e cu mesajele astea chinese, așa, pe portiere? Am văzut asta din start și chiar eram foarte curios. Sunt japoneze și nu sug sau sugi sau astea, cum zice toată lumea. Scrisul mare, cel îngroșat, e ceva de genul magazin de tofu din Fujiwara, da? În paranteză pentru uz personal, într-un serial japonez, un anime, cum am zis. Eu nu mă uit la anime-uri de asta, poate nu știu. Cine știe. Dar știu că sunt foarte la mod, adică foarte... Nu, pe ei nu mă atrez niciodată, nu prea am fost eu cu desene animate foarte mult, doar că eram mic copil, știi? Până la urmă, tot un fel de desene animate. Interesant, asta acum e un add-on foarte interesant pe mașina asta, adică ți-o personalizează cumva, un pic de așa, un pic de personalitate, să spunem așa. Hai să vedem și un launch control cât îmi face 0-100 și apoi să o conduc și eu să vedem cum trage mașinuța, că până la urmă, oricum, este un M. Și îți dai drum. Mamă, 3800! Mamă, ce tare, frate! Mamă, cât de tare a fost! E prima oară că faci la cu mașina? Acum ai învățat. Ai văzut cam ce plecare are? Și cu deci, ca să înțelegi ce înseamnă BMW, au scos 3,8 secunde, 100, dar în condiții care e motor de 3 litri, 510 cai, condiții în care a dat în gol. Cu siguranță, temperatura în cauciuc nu era potrivită. Hai să mai luăm cauciucurile mele care sunt semi-slicuri, unul la mână. Așa, plinul, doi oameni mașină, deci sincer, impresionant. Hai să ne oprim un pic pe dreapta și să trec și eu. Mamă, ce frumos se aude. Incredibil, sincer. Frate, fixem, la ce mișto se aude, vezi când schimbă, nu la durații foarte mari, știi, acolo la 3000 de turi se aude bestial. Ar trebui să fac cumva ca să spun sound enhancement, să-i pe. Adică sistemul să nu mai bagi un efect. Da. Păi nu știu, pe mine nu mă deranjează chiar atât de tare. Hai să vedem, să o cerem un pic. Wow! Fai, ce mișto e, băi frate. Bun, hai să dăm înapoi, modul sport. Bun, larg, mișto, pe viraje, stă bombă, 140, 150, așa. Da, nu, aici trebuie pentru un SUV, sincer, am condus X5-ul ăsta, e ultimul, cu facelift și așa, da? Nu e la fel de mișto ca asta, mai mișto. Da, cel mai mișto SUV, da, BMW, deci mi-au luat 3 pedale și 2 viraje, să-mi dau seama. Vă spun și o frână, să vedem cum frânează. Da. Ia să vedem. Da, mai corect. Acum nu mai am cauciuc, cred că rog de spate. Vrea să mai mult cu fața, e în regulă. Îmi place sunetul ăsta de pop-off. Nu știu dacă e de la turbină, de la ce se aude, dacă e fake sau nu e fake, dar se aude bestial. Este sunetul ăla tipic de biturbo de la BMW, știi? Acela... Tu ăla, da. Băi, prea mișto. Dar eu cred că e fake. Așa nu, în exterior se aude. Se aude? E mereu, dar cu geamurile jos, ambele. Și se aude în exterior. Sincer, îmi place. Foarte ok. Deci o să prindem până în capăt, o să prindem cam 980, o să frânăm. Să nu-ți fie frică, despre la tigatul, decât 3 mașini până acum, e în regulă. Nu, glumesc, ok. Vezi ce înseamnă diferenția sport, are diferenția cu anulare limitată, știi ce înseamnă asta, nu? Deci pe viraj o calci, mută puterea între roții stânga-spate și dreapta-spate în funcție de necesitatea în viraj. Păi, virginatul aș putea spune că... Băi, am dat și eu, dar... Băi, nu... Sunt făcute pentru asta, eu așa merg cu M5-ul de 80 de micrometri și să știi că n-ai absolut nicio problemă. Culmea, mi se pare că sunt mai fiabile dacă îi dai mai mult în gură. Se obișnuiesc. Cum ți-o crește așa oai? Ai auzit vorba asta vreodată? Da. Cum ți-o crește așa oai? Din câte am înțeles eu, acum zic tot așa, ce am auzit și azi, uh-huh. Dai seama. Tu acum dacă ești și pilot de la lui, îți dai seama că știi mai bine. Din câte știu, pistoanele și bobinele, whatever, deja vin forjate. La M-uri, da. Și pe lângă asta, modul de răcire al mașinii este de pe mașinile de GT de la aici BMW. Aici nu știu dacă este adevărat, am auzit și eu chestia asta, eu aș spune că nu. Pentru că, îți spun eu, cu un sistem de răcire de pe mașină de curse, nu prea îți permit să-l pui pe mașină de genul ăsta. Dar oricum, da, mașinile astea
răzgândite se duc în niște temperaturi, și dacă M-urile de obicei stau în temperaturi mai sus, așa se tare. 120 de grade max. Între 100 și 110 grade stă mașina, mod normal. Dar stă și pe modul confort, e gândită să lucreze în temperatura aia. Așa e făcut motorul de M. De asta motorul S58 e S58 și nu e B58. De asta un motor de M e M, nu e motor normal. De asta niciodată o motorizare non-M, dacă o modifici și așa, nu o să țină în parametri. Motorul ăsta îl faci de 700 de cai, lejer îl faci. Faci un stage, dacă îi schimbi o admisie, evacuare cu downpipe, mașina duce 700 de cai liniștit. 7000 de euro m-am documentat pentru downpipe, evacuare, stage 2. Bun, sau bine, acum, nu, de la niște britanici. Și oricum în 700 și un pic de cai. Bă, ideea, oricum, mașina mi-a arătat de ce e în stare. I-am mai dat și eu pe curând și astea, dar știi, limita mea. Bine, eu la asta mă ocup pe spirul de galiu, știi? Asta chiar asta e jobul meu, adică, cumva. Și îmi dau seama repede cât duce o mașină. Pentru un SUV este incredibilă mașina asta. Într-adevăr, se simte că e SUV, se simte că e înaltă, se simte că e greluță, care peste 2 tone, 2010 kg. Se simte doar în unele momente și în momentul în care nu știi să te joci bine cu masele. Adică ai văzut că eu mai bruscam, eu mai ridicam din accelerație deodată. Și fac balans să văd ce se întâmplă. Dacă pleacă fundul, nu, mașina e destul de regulă, dar dă un pic un feeling că la limită poate ar reacționa un pic mai rău, știi? De asta toate urmile astea la noi. Dar oprește ca să mai cule cauciuc totuși. Nu, dar nu te gândi că consumă tare cauciucuri, e în regulă, e ok. De obicei consum cauciuc tare când le supraîncălzești. La asta nu te arată temperaturile, dar trebuie să te arată și temperaturile. Pe modul track, dacă pui pe modul track, bine, dezactivează tot, atunci te apare... Modul track, adică să țin apăsat M-modul ăsta? De ce? De ce la pe aici? Dar nu se schimbă nimic, să știi că mașina dezactivează toate funcțiile. Asta e foarte bine, pentru că de multe ori să știi că e periculos să ai funcțiile astea uneori pornite. Da, face depășire și se pare că mașina din față nu știu cum, da, scade de volan dacă ai lane assist, eu nu merg cu lane assist niciodată. Acum depinde și cum te obișnuiești și de preferințe. Și uite exact, îți arată temperaturile astea numai la M. Știi și care treaba? Eu am dat un ban, vreau să folosesc tot. Acum mi se pare și foarte confortabil, da? Sincer, o mașină duală și o mașină care își face bani, frate. Alex, mă bucur foarte tare că am făcut vlogul ăsta cu tine. O să ai Instagram-ul tău pe, dacă vrei, pe ecran, dacă vrei să-l lași, și apreciez mult că ai făcut vlogul ăsta. Mi-a plăcut mult mașina, sper că v-a plăcut și vouă și nu uitați să ne dați un like, un share și un subscribe și un follow și la Alex pe pagina lui de Instagram. Mersi, mersi de experiență. Ne vedem data viitoare, asta a fost episodul de astăzi, pa, pa!